Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi vom testa noul BMW seria 2 și nu o vom face oricum, ci cu actualmente modelul de top până apare M2, respectiv BMW M240i xDrive pe numele său complet. Și vreau să încep cu mulțumiri. Mulțumiri către zeii industriei auto, pentru că BMW a decis ca seria 2 coupe să rămână un model cu propulsie. Asta pentru că, în urmă cu nu foarte mult timp, părea că BMW a pus gând rău acestei mașini și părea că vom avea o singură generație de BMW seria 2 coupe, așa cum s-a întâmplat și cu alte mașini foarte îndrăgite de fanii brandului de-a lungul timpului, respectiv mă refer aici, în primul rând, la ceva mai recentul BMW seria 1 coupe. Și, sincer, am fost la un pas de dezastru, pentru că, din câte am înțeles de la oamenii pe care îi cunosc din managementul BMW, decizia inițială a fost ca seria 2 coupe să nu mai fie continuat, la fel și seria 2 cabrio, bineînțeles, și să treacă toată gama seria 2 pe platforma UKL2 sau FAR. De altfel, în momentul de față în gama BMW avem 3 versiuni de seria 2. Avem această versiune coupe, avem versiunea seria 2 Grand Coupe, care este pe platformă tracțiune față și are 4 uși, și mai avem seria 2 Active Tourer, care este un MPV construit pe aceeași platformă cu seria 2 Active Tourer și Mini Countryman și mai multe alte modele, X1 și așa mai departe. Dar, din fericire, lobby-ul din partea clienților a fost atât de puternic și vânzările au fost atât de bune pentru seria 2 coupe, încât BMW a decis să îl mai ofere pentru încă o generație. Și iată-l aici lângă mine, dezvăluit undeva anul trecut, seria 2 coupe este în viață și vine cu o platformă cu propulsie, respectiv clar, este construit pe aceeași platformă cu seria 3, cu seria 4 și așa mai departe. Iar pentru modelul nou avem o gaură în gamă, pentru că seria 2 convertible decapotabil a fost retras definitiv, nu o să-l mai vedem, iar seria 2 coupe va fi păstrat cel mai probabil pentru generația asta și apoi nu se știe dacă va fi continuat, pentru că cel mai probabil va deveni un model electric și trebuie văzut cum se face cu împachetarea. Dar până atunci, hai să ne bucurăm de mașina asta, care vă spuneam a fost dezvăluită anul trecut, și lângă mine avem modelul M Performance, modelul M240i, care e făcut astfel încât să umple un gol, un hău de performanță între cel mai puternic model normal din gama seria 2 și viitorul M2, care va fi o bestie cu un motor de 3 litri 6 cilindri în linie sub capot, împrumutat de la M3 și M4. Iar acest M240i are niște specificații foarte asemănătoare cu vechiul M240i, dar despre asta vom vorbi când ne vom urca la volan. Momentan, hai să vorbim despre design. Un design controversat atunci când a fost lansat, multă lume l-a criticat pentru că, așa cum se întâmplă cu multe modele BMW în ziua de azi, are câteva elemente foarte interesante, mai ales în partea din față. Veți observa că farurile acum au un singur element circular pe post de DRL sau de Angel Eyes, cum se numesc în mod colocvial, și au o formă așa ascuțită care se duce spre grila centrală. Grila centrală care nu are dimensiuni uriașe ca pe M3 sau M4. Pare aici o fel de combinație între seria 3 și seria 4 pe seria 2. Indiferent de versiunea pe care o alegi, că vorbim de M240 sau că vorbim de seria 2 normal, grila va avea aceeași formă și e demn de menționat că acele fante din interiorul ei se deschid și se închid în funcție de necesarul de răcire al motorului. Mai avem aici niște guri de admisie pe lateral și în partea de jos a barei din față, guri de admisie care sunt reale pe acest model, pentru că avem un motor destul de potent sub capotă care are nevoie de mult aer. Din lateral, proporțiile sunt simple și ce veți observa pe noile modele M240 este faptul că primesc aceste oglinzi tip M. Cum vă spuneam și la i4, BMW pare să subțieze tot mai mult linia dintre modelele M Performance și modelele M, inclusiv prin adăugarea de
detalii de design pe modelele M Performance, detalii de design care înainte erau specifice modelelor M. Și mă refer, bineînțeles, la oglinzi. Oglinzile M erau cunoscute de-a lungul timpului pentru designul lor și iată că acum le găsim și pe M240. Tot din lateral veți observa că avem niște praguri un pic mai late pe acest model comparativ cu un model non-M Performance și jantele, care în acest caz măsoară 19 inci și sunt forjate partea pachetului M Performance. În acest moment, fiind iarnă, vedeți, am zăpadă în jurul meu, cauciucurile sunt în continuare de iarnă pe mașina asta, dar probabil la momentul publicării acestui clip deja vor fi fost schimbate și, ca de obicei, Michelin are cauciucuri pregătite pentru M240. Vorbim, bineînțeles, de Pilot Sport 5, noul lor cauciuc de înaltă performanță sau de Primacy, dacă vrei așa ceva, dar nu are rost. Deci eu aș merge automat pe Pilot Sport 5 sau pe Pilot Alpin 5 dacă vrei să-ți cumperi un set de iarnă. Găsiți un link în descriere către aceste anvelope de la Michelin. Partea din spate iarăși are și ea un design, să-i spunem, un pic controversat. Proporțiile sunt un pic neașteptate pentru un BMW. Partea de jos a barei are un difuzor uriaș și două țevi trapezoidale de evacuare în stilul tipic modelelor M Performance. Pe portbagaj avem sigla M240 și X-Drive, pentru că acest model este unul cu tracțiune integrală. Și portbagajul, capacul portbagajului este acționabil manual, iar aici avem un portbagaj de o dimensiune care îmi scapă acum. O să vă las scris aici ce dimensiune are portbagajul. Oricum, este decentă pentru o mașină de dimensiunea asta. Dar din lateral mașina este foarte simplă, cum vă ziceam. Liniile sunt simple și avem mânere la nivel cu restul portierei pentru a face mașina cât mai aerodinamică. Interiorul lui seria 2 coupe arată la fel ca mare parte din gama BMW în acest moment. Deși a fost lansat destul de recent, nu e destul de nou, astfel încât să primească noul setup pe care l-am văzut pe i4 sau pe iX, acela cu acele două ecrane mari. Dar mai că îmi place mai mult acest design interior, nu știu dacă neapărat pentru că m-am obișnuit mai mult cu el, ci pentru că știu cum să-l folosesc mai bine. Materialele sunt de bună calitate. Partea de sus a ușilor este îmbrăcată în materiale moi, partea de sus a bordului este îmbrăcată în materiale moi, chiar și partea de jos a panoului ușii e îmbrăcată într-un plastic care nu se simte atât de rău la atingere, iar partea mediană are și un design foarte drăguț cu culorile BMW M, care strălucește atunci când deschizi ușa, de exemplu noaptea, și te avertizează că ai deschis ușa să nu fii luat prin surprindere. Iar partea din spate a panoului ușii are și el un design foarte interesant. Pe modelele M Performance primește aceste scaune M Sport ca opțiune, care arată și se simt foarte, foarte bine. Interiorul acesta e destul de sobru, este negru cu negru. Și avem aici niște linii cu albastru, cusături contrastante se numesc, pardon, nu linii. Dar scaunele, dacă e să vorbim despre ele, sunt incredibil de confortabile și oferă foarte multă susținere și arată într-un mare fel cu sigla M aici la mijloc, care pe un model M adevărat ar fi fost iluminat acest element. Da, în rest avem sistemul iDrive 7 cu toate funcțiile pe care le știm deja. Avem instrumentarul de bord digital care vine standard, BMW Professional Cockpit. Trimurile pot fi în mai multe combinații. Aici avem un mesh de aluminiu și avem toate funcțiile cu care ne-au obișnuit BMW de-a lungul timpului. Iar spațiul este ok pentru o persoană de dimensiunea mea. În spate nu o să mă urc, chiar dacă ați vrea să râdeți puțin. Nu are rost să încerc să mă urc în spate. Este ceva loc, dar nu pentru oameni de dimensiunea mea. Cred că dacă ai până în 1,60, poți să stai în spate, în spatele unei persoane de talia mea. Iar dacă sunt două persoane de 1,60, una în spatele celelalte, până la 1,65, să spunem, la 1,70, în funcție de conformația corpului, s-ar putea să încăpeți. Oricum, am impresia că e mai mult loc aici în spate decât în seria 8 coupe. Ceea ce e interesant, având în vedere diferența dimensiunilor exterioare ale celor două mașini. Cam atât, nu e foarte mult de spus la interiorul lui seria 2, pentru că arată și are aceleași funcționalități ca pe cam toate modelele BMW recent lansate, mă rog, în ultimii 5 ani, să spunem. Mașina asta va primi setup-ul nou odată cu facelift-ul, care e programat undeva în 3 ani să apară. Iată, ne-ai ajuns și la volan, în a doua zi a testului meu cu
BMW M240i și m-am gândit că ați vrea să vedeți cum se lansează această mașină, nu? Până la urmă vorbim de un model M Performance, vorbim de o mașină cu 374 de cai putere, 500 de Nm de cuplu, tracțiune integrală. Pe modelul acesta vine în standard un diferențial cu alunecare limitată M Sport pe spate și teoretic suta, conform celor de la BMW, este atinsă în 4,3 secunde. Hai să vedem dacă obținem același rezultat. Ca să activezi launch control, în caz că nu știați. Deci, pornești mașina, piciorul stâng puternic pe frână, apeși pe Sport, scoți parțial tracțiunea, deci apeși o dată pe DSC, nu scoți de tot. Bagi în drive, Sport, adică dai schimbătorul spre stânga, frână puternică, accelerație la fund. Teoretic asta a durat 4,3 secunde, dar pentru mine s-a simțit mai rapid de atât. Am spus teoretic pentru că mai multe teste au arătat faptul că mașina asta este mai rapidă decât pretinde BMW, ceea ce nu este neapărat o surpriză. În ultimii ani BMW a subestimat și puterea mașinilor destul de mult și cuplul lor, dar bineînțeles și viteza pe care o pot atinge într-un timp foarte, foarte scurt. Dar pretenția oficială este că mașina asta face 104,3 secunde. De multe ori am văzut și curse drag races între mașina asta și M2 Competition, modelul, mă rog, vechi acum, care au arătat că mașina asta este mai rapidă pe 400 de metri, mai rapidă consistent față de M2. M2 Competition, că M2 normal deja nici nu se mai pune problema, este mai rapid doar dacă faci curse din mișcare. E normal pentru că M2 Competition are peste 400 de cai și e un pic mai ușoară decât mașina asta, care s-a cam îngrășat de la generația trecută, dar poate fi echipată în acest moment doar cu sistemul de tracțiune integrală, care bineînțeles adaugă greutate, doar cu această cutie automată de viteze, deci doar în această configurație. Și deși s-a mai îngrășat puțin această mașină, nu o simți foarte mult atunci când ești la volan. Resursele sunt foarte mari, ai 500 de Nm disponibil de foarte jos în gama de turații și nu se simte ca și cum ar fi o mașină foarte grea. Nici măcar în viraje, unde se comportă extraordinar, sistemul X-Drive este setat stock să trimită mai multă putere pe spate. Dar, așa cum vă spuneam, mașina asta vine cu un diferențial autoblocant pe spate standard, care face mașina să fie supraviratoare în cele mai multe situații. Ce am pățit eu, în schimb, cu privire la mașina asta, o chestie foarte interesantă, am impresia că în virajele foarte strâmte, deci peste 45 de grade, își pierde puțin aderența de pe puntea față. M-a luat prin surprindere fenomenul ăsta și doar în virajele foarte strâmte se simte, da? Și am impresia că puntea față nu are atât de multă aderență pe cât mă așteptam eu, dar în apărarea mașinii, trebuie să spun că în acest moment rulăm cu cauciucuri de iarnă, așa cum am spus mai devreme, și temperatura exterioară de 22 de grade. Nu e cea mai bună, cea mai optimă combinație. Și pe mașinile de mare performanță, anvelopele sunt esențiale. Ele sunt singurul punct de contact între mașină și asfalt. Și e neapărat nevoie să ai o aderență așa cum trebuie pe mașină, da? Deci să ai niște cauciucuri cum trebuie. De asta presupun eu că am avut impresia asta de subvirare în acele viraje și de lipsă de aderență pe puntea față, dau vina pe cauciucuri în acest moment. Va trebui să refac testul cu mașina asta cu niște cauciucuri de vară, cum ar trebui, cu niște cauciucuri Michelin Pilot Sport 5, așa cum spuneam, ca să pot să-mi fac o idee mai bună. Ideea e oricum că mașina asta supravirează, dacă vrei, doar din accelerație, deci a accelerat un pic mai tare și imediat spatele pleacă. Sistemul X-Drive poate să trimită până la aproape 100% din putere pe spate, ceea ce este absolut fenomenal și se simte pe mașina asta, chiar dacă e o mașină cu tracțiune integrală și la lansările de pe loc asta ajută, mai ales în comparația cu M2 pe care am făcut-o mai devreme. Mașina se simte ca și o mașină cu propulsie spate atunci când vrei tu. Dacă accelerezi ceva mai tare, imediat îți pleacă spatele. Altă chestie care mi-a dat de gândit că problema pe care am menționat-o eu cu aderența pe puntea față vine de la cauciucuri, este dată în vileag de faptul că sub accelerări puternice mașina asta derapează. Și vorbesc de accelerări puternice în linie dreaptă. Pur și simplu simți cum face, cum
șerpuiește pe șosea în accelerări puternice. Iar asta nu ar trebui să se întâmple, pentru că da, e o mașină puternică, dar nu e atât de puternică ca un M5 Competition, de exemplu, da? Să poți să faci derapaj cu toate cele patru roți când accelerezi foarte puternic. Cu niște anvelope bune pentru acest sezon, cred că acea problemă ar dispărea. Și da, e foarte interesant să accelerești, să vezi cum mașina cu toate cele patru roți patinează așa puțin. Nu vă gândiți că foarte mult, dar în primele 3 trepte de viteză simți un pic chestia asta. Asta și pentru că BMW a modificat rapoartele treptelor de viteză, primelor 3 trepte de viteză, pentru a le face mai scurte, ca mașina să accelereze mai repede. Deci comparativ cu M240i-ul trecut, mașina asta, deși are aceeași cutie de viteză, are alte rapoarte pe primele 3 trepte de viteză și schimburile sunt mai brutale din punctul meu de vedere, pentru a face mașina să semene mai mult cu una echipată cu cutie cu dublu ambreiaj. Și nu pot să mă plâng de această cutie cu o rapoarte, chiar dacă e cu convertizor de cuplu, se simte absolut incredibil, este și fiabilă și îți citește gândurile pur și simplu. Trebuie doar să apeși un pic mai tare pe accelerație și știe să te păstreze în treaptă, să nu urci în treaptă superioară. La fel, dacă ești într-o treaptă prea mare și apeși un pic mai tare pe accelerație, retrogradează instantaneu. Deci este absolut sublimă. Am testat-o pe multe mașini de-a lungul timpului, nu am de ce să mă plâng. Știu, unii oameni vor un feeling mai mecanic pe mașinile lor, de-aia vor o cutie DCT. Nu știu dacă e neapărat nevoie. Hai să vorbim puțin și de ținuta de drum, care este ok. Țineți cont că asta este o mașină M-Performance și platforma seria 2 s-a schimbat, G42 s-a schimbat față de cea anterioară. În concret, mașina asta față de modelul anterior este mai lungă și mai lată și mai joasă. Axele sunt cu 5,5 cm mai departe una de cealaltă, deci a crescut amplasamentul cu 5,5 cm, dar mai important este că și lățimea axelor a crescut cu încă vreo 5 cm pe fiecare parte. Deci avem o mașină care nu numai că este mai lungă, mai lată și mai joasă decât modelul anterior, dar are și roțile poziționate către extremitățile mașinii mai mult și este mai lată, mai lungă și asta ar trebui să-ți aducă un control și mai bun atunci când ești la volan. Mașina cu cât este mai lată și mai, nu neapărat mai lungă, dar neapărat lată, cu atât este mai stabilă la viteze mai mari și cu atât poți să o controlezi mai bine atunci când mergi dinamic. Și se simte foarte bine mașina. Recomandarea mea ar fi să vă luați suspensia adaptivă M. Ea standard nu vine cu suspensia adaptivă, vine cu amortizoarele de generație nouă, lift related dampers, care reacționează în funcție de sarcina de pe ele, care sunt pasive, dar eu v-aș recomanda să luați șasiul adaptiv M, care e undeva la 400-500 de euro, merită toți banii și schimbă foarte mult comportamentul mașinii. Am observat că față de modelele mai vechi, acum când treci prin modulele de condus sport confort, se simte mai tare diferența în tăria suspensiei și servodirecția. Servodirecția cred că este punctul cel mai slab al acestei mașini, e destul de vagă în cam cele mai multe situații, mai ales aici pe mijlocul cursei, ai așa un dead spot destul de mare. E o chestie tradițională la BMW, chiar și sistemele hidraulice aveau așa o senzație de vagă undeva fix aici la mijloc, câteva grade, dar pe mașina asta da, nu ai feedback foarte mult în volan. Revenim puțin la suspensie, e ok, dar pe anumite denivelări se simte un pic deranjat așa, parcă dansează un pic prea mult mașina. N-aș spune că este rigidă în mod necesar, ci mai degrabă un pic lipsită de rafinament suspensia. E o diferență subtilă aici, care nu știu dacă face cinste BMW, dar oricum, astea sunt deja finețuri, pentru că comparativ cu orice altă mașină de volum, de exemplu, suspensia de pe acest seria 2 își face treaba excelent. Nu ai de ce să te plângi. Și oricum, atunci când ești în linie dreaptă și pleci pe pedala de accelerație, acest motor B58 de sub capotă te face să uiți de tot. Comparativ cu frații din America, BMW M240i va fi adus în Europa doar în configurație cu tracțiune integrală și cu acest motor care are filtru de particule, da, pe benzină, și asta înseamnă că are mai puțină putere decât fratele său de peste ocean. Pe mașina asta vă spuneam că avem 374 de cai, peste ocean ai motoare cu 384 de cai, care și sună un pic mai bine. Dar chiar și așa sunt surprins de cât de bine sună și acest motor. E poate, volumul nu este la nivelul la care ar trebui să fie, dar sunetul este foarte plăcut. Dar e normal să ai un volum mai scăzut din moment ce avem filtrul de particule pe evacuare și acesta ia din
din experiența audio. Cât despre întreținere, mașina asta nu este o mașină ieftină de întreținut, nici nu cred că se aștepta cineva să fie ieftină de întreținut. De la cauciucurile pe 19, care sunt destul de scumpe, dar nu atât de scumpe cât ați crede. Dacă faceți o căutare rapidă, o să vedeți că nu sunt atât de scumpe, pentru că totuși pe 19 nu e dimensiune atât de mare. Țineți cont că mașina asta are cauciucuri mai late pe spate, 255 față de 245 pe față. Deci va trebui să ții cont de chestia asta când îți cumperi alte cauciucuri pentru mașină. Dar, de exemplu, o revizie necesită 7,2 litri de ulei, care nu este ieftin deloc. Și ajungem și la partea de frânare, sponsorizată de cei de la Techstar. Și am făcut un calcul rapid, folosind un agregator de prețuri, și am ajuns la concluzia că mașina asta are cele mai scumpe frâne din cele pe care le-am testat anul acesta. Mult mai scumpă decât și ce găseam pe Mercedes Maybach, de exemplu. Un set de plăcuțe și frâne și discuri pe puntea față te vor costa de la Techstar undeva la 3400 de lei. Și țineți cont că asta este opțiunea aftermarket. Dacă mergeți pe original, vei plăti probabil dublu. Dacă vrei să schimbi și față și spate, e undeva la 4700 de lei pe Techstar. Pe original, probabil se duce spre 10.000 de lei. Asta fără manoperă. Asta și pentru că mașina asta are un sistem de frânare M-Sport opțional mai bun decât sistemul standard care vine pe mașină. Și există o diferență de preț între ele. Dar, na, astea sunt costurile unei mașini de aceste dimensiuni. Cei de la Techstar îți oferă plăcuțe pentru cam orice fel de mașină la care te-ai putea gândi. Ei fac plăcuțe de frânare și orice subansamblu pentru partea de frânare și de-a lungul timpului au marcat câteva performanțe incredibile. Și dacă mergeți pe Techstar, susțineți și industria din România, pentru că compania are undeva la 12 facilități de producție în jurul lumii. Una dintre ele este în România, în cazul în care nu știați, la Caransebeș, unde se fac câteva zeci de milioane de plăcuțe pe an. 80% din producția Techstar de acolo se duce către echipamentele aftermarket, dar 20% din producție se duce către echipările OM, adică original equipment, adică pentru mașini care ies cu ele de pe linia de producție. Așa cum vă spuneam și în alte clipuri, niciun producător auto nu își face subansamble gen plăcuțe de disc, de frână, discuri și așa mai departe, ci are un provider pentru așa ceva. Iar Techstar este provider pentru companii precum, nu știu, poate ați auzit de Bugatti, da, Veyronul, de exemplu, folosea sisteme de frânare Techstar, este supplier și pentru Porsche, pe GT3 ai plăcuțe Techstar și așa mai departe. Deci, dacă vreți și voi să vedeți cât v-ar costa un set de plăcuțe de la Techstar sau discuri, vreți să vă luați o mașină, nu știți cât o să vă coste întreținerea, vă las un link în descriere către breakbook-ul lor, care este un catalog cu peste 2000 de mașini, unde puteți să găsiți codul de piesă pentru mașina voastră și să căutați pe o platformă de agregator de prețuri cât v-ar costa întreținerea astfel. E foarte important să faceți asta pentru că, cum le spun și clienților, o mașină nu reprezintă doar costul de achiziție, ci și costul de întreținere. Și o mașină ca asta va fi scump de întreținut. Vă spuneam cât costă o revizie, niște discuri plăcuțe, cauciucuri și combustibil. Hai să vorbim despre consum. Nu este relevant. E o mașină cu motor de 3 litri benzină turbo sub capotă cu 374 de cai. Nu te va interesa în mod special consumul ei. Pot să vă spun că, nu știu, prin oraș am avut undeva la 13, dar consumul ăsta este foarte relativ pentru că depinde foarte mult de cât de tare te abții să apeși pe pedala de accelerație. Pe DN, de exemplu, am avut un 7,5 chinuit, a mers super economic să scot consumul ăsta. Puteam să scot și mai mic, dar am zis totuși să nu exagerez, dar nu e relevant. Vă spun că o autonomie de 400 de kilometri este ok de așteptat de la mașina asta. Ar fi o medie. Dacă mergi tare, poți să faci și 300 de kilometri cu ea și mai puțin. Dacă nu mergi tare, poți să faci și mai mult de 400 de kilometri. Când vine vorba de mașini de genul ăsta, aceste numere variază foarte mult. Dar, cel puțin ai bucuria de a conduce la îndemâna ta. Vă spuneam că mașina asta este foarte, foarte capabilă. Trebuie doar să ai puțină grijă cu ce anvelope îți alegi, dar poți să supraviezi cu ea, poți să faci drifturi, poți să bați M2-uri de pe loc fără niciun fel de problemă, mulțumită sistemului X-Drive, și e o mașină superbă de condus. Și este specialitatea casei, dacă vreți, de la BMW, pentru că, până la urmă, brandul BMW și-a clădit reputația
făcând astfel de mașini, cupeuri cu propulsie, motor cu 6 cilindri în linie, super puternic sub capotă. Cam asta e specialitatea casei la ei. Și mă bucur că seria 2 Coupe continuă acest drum. Mă bucur că am primit o generație nouă cu propulsie. Abia aștept să văd M2-ul. Sunt sigur că va fi incredibil. Dacă mașina asta s-a condus atât de bine, sunt sigur că M2-ul va fi și mai bun. Și ajungem și la concluzii, vorbim de prețuri și rivali. E destul de complicat. Din câte am studiat eu așa piața, nu prea există rivali pentru mașina asta în acest moment. Cel mai apropiat pe care l-am găsit ar fi Cayman S, de la 718 Cayman S de la Porsche, care are undeva la 350 de cai, tot așa e propulsie și e un pic mai ușoară decât mașina asta. Dar pe mașina aia, deși e un coupe, nu ai 4 locuri, cum avem pe mașina asta. Știu, am spus că locurile din spate nu sunt chiar cele mai bune pentru folosit de oameni, dar totuși le ai. Ai spațiu suplimentar în mașina asta și dacă ai niște oameni ceva mai compacti, sigur poți să îi cari cu ea și, nu știu, copii și așa mai departe. Deși ținta demografică acestei mașini nu este neapărat un om cu copii acasă, dar, mă rog, asta e discuție pentru o altă dată. Alt rival ar fi Toyota Supra, care folosește cam aceeași platformă cu această mașină, același motor, dar, iarăși, n-ai decât două locuri în mașina aia. Ar mai fi variantele S3 și au Mercedes-Benz A35, dar acolo vorbim de hatch-uri sau sedanuri sau cupeuri cu 4 uși, mă rog. Iarăși, nu e chiar o comparație corectă. Și atunci, sincer, M240i are un loc special acolo în industria auto în acest moment. E o mașină care se adresează entuziaștilor la început de drum, pentru că M2-ul cu siguranță va fi și mai capabilă. E o mașină care nu prea are rival în acest moment. Dacă mă înșel, spuneți-mi voi în comentarii. Ar mai fi Ford Mustang pe această listă. Da, și Mustang-ul vine cu V8. Da, am mai spus și în alte clipuri cu Ford Mustang, cu V8-ul. E o opțiune unică aia. Dar nu cred că cei care vor să-și cumpere un BMW M240i se vor uita și la Mustang și viceversa. Vreau să-mi spuneți voi în comentarii ce mașină v-ați cumpăra, având în vedere faptul că în România mașina asta începe pe la 55.000 de euro, iar mașina, așa cum o vedeți voi configurată aici, este 71.000 de euro. Hai, aștept păreri în comentarii. Până data viitoare, nu uitați de like, share și, bineînțeles, subscribe și nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!